În premieră pentru Republica Moldova, înregistrarea la selecția națională Eurovision 2011 se face online. Organizatorii au recurs la varianta electronică pentru a facilita înscrierea candidaților la concurs. Astfel, toți cei care doresc să-și încerce norocul la selecția națională a Eurovisionului o pot face pe site-ul televiziunii publice trm.md. Înregistrarea participanților se face până pe 16 ianuarie. Unul și același interpret va putea depune mai multe cereri de participare în funcție de numărul de piese pe care intenționează să le prezinte la concurs. O altă regulă este că piesele interpreților nu trebuie să fie mai vechi de luna septembrie. Până în prezent, în cursa Eurovision s-au înscris 4 interpreți. Anul acesta, Moldova a fost reprezentată la concursul internațional de Olea Tira și formația Sunstroke Project, care a ocupat locul 22. Cea mai bună poziție câștigată vreodată de moldoveni la Eurovision a fost locul 6 și a fost obținută de formația Zdob și Zdub în 2005. Unica va de dola, unica va de tare, unica cu măciuca va de domnul de sămare.